Bună dimineața, dragi, bine m-am găsit la episodul 2 din Minecraft Ender Run. Asta e seria în care eu încerc să bat Ender Dragon-ul cât de repede pot și am jucat Minecraft Minutes Played 2 ore. Asta înseamnă vreo 6 zile deja. Wow. Wow, ok, mult. Ok, episodul trecut am minat, ne-am făcut o mică fermă, avem un pic de mâncare, food count, avem 5 pâini, 2 pork chop-uri, 18 cartofi, ăștia, morcovi și un mushroom soup. Asta poate să ne ajungă pentru o călătorie bună și am zis că episodul ăsta mergem să explorăm. Am luat absolut tot ce se poate lua de acolo, nu cred că mai rămas nimic, am luat și furnace-ul și tot ce am reușit. Ce mai avem? Mai am jumătate de arc? Mai avem niște săgeți, asta e ok, avem săgeți, cred că mai am un pic și pot să-mi fac un pat, încă vreo 4 string. Dar deocamdată e ok. Ah, uite, mai am un arc. Am un pic mai... acum chiar aproape am jumătate de arc. Ok, pornim în direcția aia, pentru că în direcția aia aveam un biome destul de fain. Dar o chestie pe care cred că ar fi inteligent să mergem cu barca. Oh, ok, avem noile bărci, am și uitat de ele. Ok. Fiindcă cu barca mergem mai repede și nu ne mai ia hunger. Cred că o să călătorim foarte mult cu barca. Uite acolo e un... oh, o oaie. Ok. Hai că mă duc să iau wool. Tus. Așa, fii tu șmecher. Așa. Sorry, Piggy. But I'm hungry. Ce nu-mi trebuie? Piggy? În numele survivalului. Ok. 7 pork chop-uri. Asta e destul pentru destul de multă vreme. Mori. Mori, am spus. Mai sunt 2 porci. Să-i lăs? Hai că-i lăs. În caz că mai vin vreodată pe aici. Tot timpul lăsa asta 2 animăluți. Măcar 2. Ups. Îmi pare rău dacă episodul trecut am fost un pic adormit, fiindcă filmam cumva seara și eram destul de obosit. Bine, la începutul episodului mă simțeam destul de bine, dar după aia devin foarte... mă pierd în Minecraft, efectiv, intru prea tare în joc. Și mi-e foarte greu să comentez. Dar presupun că dacă o să fac o chestie care nu necesită chiar așa de mult creier, da, că fac eu multe care necesită, o să-mi fie mai ușor. Avem voie de lână? Dar nu știu ce mai iau, că de acum chiar nu prea mai trebuie. Ok, junie noaptea. Vaci, asta e tot ce am căutat toată ziua. Acum putem în sfârșit să ne facem un enchantment table. Dar tot trebuie să găsiți diamante, băgameș. Deci de aici, aici o să stăm următoarea dată. Trebuie să mulțim vacile și să ne facem un enchantment table. În swamp. Siduri. Ok. Marș. Zit. Nu pe cropurile mele, în morții tăi. Pam, 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 pam. Ne mi-a murit animalele. Animalule. Zit. Stai acolo. Oh, m-am dus un pic la explorare și am găsit un village de taiga. Ce șmecher, are și chestii de-astea. Are acoperișul așa de fain. Să-mi va piciorul, cred că e preferatul, village-ul meu preferat până acum. Oh, wow, cât de șmecher e. Cât de ca lume arată și villageri. Și cartofi și wow. Ok, asta arată un pic dubios, n-am să mint. Și ce au aici? Armură de... oh, armură perfectă, chiar am trebuia una. Și armură de cal, dar n-am cal încă. Ar trebui să-i punem tipului ăsta o ușă. Oh, ok, eu construit până jos, ce fain. Doamne, ce fain arată. Ok, asta e ciudat, dar arată binișor. Au o grămadă de cropuri. Și trebuie să aibă un librarian, trebuie să aibă... astea-s două library-uri, nu? Ăsta sigur eu, nu? Ok, nu e un library, e o casă de farmer. Ăsta, dă-te un pic, ăsta e, oh, ia ce trader ai. Coal pe ala, am breaking și efficiency, chiar merită. Ok.
Așa au cartofi, au potatoes. Pumpkin, putem să facem pumpkin pie. Yes. Fuck. Doamne, ce bine ducem de acum. Dă-l măsa. Vreau cartofi. Cartofi. Trebuie să luăm neapărat câțiva de ăștia. Ce pot să mai arunc de aici? Pot să mănânc merele. Mere pot să iau din oriunde. Pumpkin pie. Here I come. Ok, mă duc acasă și am să încep să plantez chestii de genul. Nu, asta e, asta e casa noastră. E atât de aproape, cât de tare. Nici nu mă așteptam să fie un taiga village aici, pentru că eram într-un biom foarte cald. Ce tare. Ok. Ok, am găsit un cave și pe la nivelul 21, deci jos acolo trebuie să fie aproape 12. Acum trebuie să-mi găsesc o metodă să cobor. Ui. O să fie amuzant. O să crești pe aici, s-ar putea să găsim diamante chiar în cave-ul ăsta. Ceea ce ar fi foarte drăguț, o să am nevoie de... 3 diamante ca să fac un pickaxe. Și 2 ca să termin... Ca să fac, de fapt, cum se cheamă... Enchantment table-ul. Așa că avem nevoie de 5 diamante. Ups. Nenea, stai cu minte, stai cu minte. Zăt am spus. Stai. Stai. Ok, doamne ce l-am bătut. Ok. Țuți. Da, țuți. Eu căzut toate dropurile în lavă. Ok. Hai să ies de aici că nu mă simt deloc în sigur. Granță. Iron for days. I tell you. Ok, am dat de alt cave. E ok. Sper că nu-i nimica pe aici. Nu. Unii... Aud chestii. Diamante. Și de astea, și ce pierzi asta, măi, ce fain e aici, doamne, ce bine arată. F2. Nu, așa, F2. F2. Au, am de tăte, sunt tăte chestii posibile în Minecraft pe aici. Oh. Puște. Dar cât HP are? Ok, asta e foarte importantă. Ok, o să fiu mai atent de acum, nu mă mai uit la Enderman. Trebuie să săpăm în jurul diamantelor să ne asigurăm că sunt multe și că nu-i lavă de desubt sau ceva. Găs 5? Să trebuie să fie exact 4. Îmi pare o au de pula mea, mi-a scăpat monitorul. Ui! Opa. Wow. Am fost treacă. Doamne. Ok. M-a speriat un pic. Uai. Ce m-am împins. Să am lumină. Acum am dat seama că Optifine e devenit un mod pentru filmat. Că e țuții. Adică pot să și am lumină tot timpul lângă mine. Și ce însă. Fii lumina de asta ca lumea, perfectă de filmat. Yo little fuck. Tus. Da, normal nu-mi meresc. De ce ești așa bezmetic? Gold for days. Iron for days. Nu. Am pus-o la căierea. Ce facem, sabie sau târnăcop? Cred că târnăcop. O să avem nevoie și de end rod-uri. De blaze rod-uri. Wow. Ok. Și fără blaze roduri, cam nașpa. Fiindcă ne trebuie neapărat blaze roduri să facem enderaiuri. Sau putem să le luăm de fapt la villager, dar nu cred că e chiar... Nu cred că e cea mai ușoară metodă.
Level 22, dacă nu mor până ne facem un enchantment table. Ok, am murit. Nu, am un pic notare. Toate diamantele mele pe jos. Ok. Foarte mare prostie să nu folosiți scutul când vă bateți cu un schelet. Doamne, repede de trag. Ne mai trebuie un diamant pentru un enchantment table. Mai trebuie 3 diamante de total. Mai vreau un... Deci vreau enchantment table-ul. Îmi trebuie neapărat un pic X de diamond ca să fac enchantment table-ul și... Ba, de fapt nu, pot să-l fac și cu iron, dar nu cred că o să fie drăguț deloc. Cred că durează aproape 10 minute să minezi un bloc de obsidian cu un pic X de iron. Și da, se poate, am făcut. Nu mai fac. Durează mult prea mult. E agonizant. Asta e un material foarte fain. E ciudat că nu-l mai iau, că nu mă interesează. Nu știu, când jucam singur eram alea cu chitră și nu-l luam. Deci prindeam! Yes! Diamante! Yes! Telecu! E nu am unu? Zic mai multe. Două. Sunt măcar două. E... Ce? Sunt mă două. Ce-am șase. Trec două, mai trebuie unul. Fuck! Aaaa! Eram pe mai încoace. Încă unul, ok. Deci, dacă avem 7 diamante, nu mai avem nevoie de absolut nimic, ar trebui să mergem la suprafață, trebuie să iau o găleată cu apă, să mă întorc să iau obsidian, după care... Ha, uite o aia maro, ales foarte rare. Hai, pisi, pisi. Easy, easy, easy. Ok, quick update, ferma la suprafață merge foarte bine și am mai găsit diamante. Ui! Ok, câte sunt? Zinc 8. 95. 9, sunt mai puține. Cred că am 5 în total, nu? Da. Ok, deci mai trebuie încă 4 ca să-mi fac un diamond chest plate. Și fiindcă am murit atunci, acum o să trebuiască mult mai mult timp până fac level. Așa că probabil că o să merg foarte mult noaptea și o să vânez mobi. Ok, deci am început să construiesc starter hut-ul ăsta și e destul de ok, adică nu-i mare lucru de el, dar măcar pot să-mi țin și itemele undeva și să nu fie frică că o să mi le bubuiască un creeper. Ok, mai am niște iron, care ar trebui să-l pun la smeltuit. În rest, afară totul bine și frumos, ar trebui să-mi fac un pat. Chiar aș avea nevoie de un pat, cum o să trată să stau noaptea. Pam, 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 și am loc să pun aici. Hai să pun așa. Dar nici, ce mic chestia asta e așa cramped. Dar nu cred că o să interesez bine mine. Ok, lume, asta e cam tot pentru azi, fiindcă am jucat super mult și am făcut o groază de chestii. Deci avem un altă de diamond, avem un enchantment table, avem un anvil, avem portal spre Nether pe care încă nu l-am deschis și că asta o să facem data viitoare, o să plecăm în Nether și avem în sfârșit o fermă de animale, plus vreo 20 ceva de levele care sunt ajut foarte mult. Până data viitoare eu am să tot mai farmez pe aici, probabil o să mai minez un pic, poate mai dau niște diamante să-mi fac și un chest plate ca lumea și o să mai măresc ferma. În rest, mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem data viitoare. Mergem în Nether. Pa!